curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Astăzi avem 1600 de euro bani de dat, 4 întrebări, 4 răspunsuri corecte și Marius din Iași ne ia banii. Bună dimineața, Marius! Salut, Marius! Stai așa că am salutat degeaba. Acum, Marius, bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Bună! Ce faci, Marius? Ce să fac, uite, acasă. Cu cine? Singur, momentan. De ce? Pe copii la școală, soția la serviciu. Și ești pe petrecere. Da, da, da. Și tu faci bani. Sper. Cu ce te ocupi? Să le fac o surpriză. Sunt militar. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Avem onoarea să raportăm. Concursul dublu sau nimic este pregătit pentru inspecție. Astăzi avem 4 întrebări scurte și la obiect. Să știți. Simplu. Da. Altfel? Altfel. Mă bucur că m-a sunat. Ok. Ce armă? E jandarmerie. Jandarmerie. Bine. Păi, ce să zic, Marius, 6 secunde aici și pentru... Sunt și pentru tine, pentru un răspuns corect de fiecare dată. Tu decizi dacă mergi mai departe, te oprești, lucruri de genul ăsta pe care le cunoști deja, da? Da, cu siguranță. Bine, mult succes, hai să începem. Baftă! Mulțumesc! 200 de euro. Marius, întrebarea de astăzi, de început, valorează 200 de euro. Să te concentrezi, că nu-i greu. Doar să lași emoțiile la o parte și să ne spui ce înseamnă lizibil, cu L de la Luca. Lizibil. Citez. Vizibil. Cum? Vizibil a zis. Da, citeți vizibil. În principiu, da. Ai zis... Citeți. Ai zis bine. Ai zis bine. Citeți, citibil, ușor de citit. Da. Vizibil. Lizibil. Și alfabetul Braille e... Ai răspuns corect, bravo, Marius. Da, domnule, nu-l mai amețesc. Târziu mi-ai dat ceva emoții, dar ai răspuns corect și ai luat 200 de euro. Hai mai puține emoții. Problema a fost că nu-i venea cuvântul. Da. Nu? Așa e, Marius? Da, da, din cauza emoțiilor, probabil. Era cu... Fără emoții. Practic, te gândești că ești cu suporterii Rapidului în față și acționezi. Da, da, da. Decizii clare, fără emoții. Zafu să-mi taie cauciucurile. Da. Ce mai aveți, mă, suporteri? La Rapid. O să vezi sâmbătă. Să te uiți la televizor. Sâmbătă e inaugurare. Da. E spectacol mare. Avem stadion ca lumea, avem echipă, avem suporteri, avem de toate. Se cântă imnul. Da, 200 de euro, Marius, sunt banii tăi, poți să te retragi în momentul ăsta și le faci o surpriză soției, la cei mici, sau mergi mai departe și faci 400. Hai să mergem mai departe. Așa, hai, domnule, să mergem mai departe, bravo. 400 de euro. Marius. Da. Pentru 400 de euro, spune-ne câți regi a avut România? 3 regi. Zile... Ai nimerit 3 sfaturi. Ferdinand, Carol și Mihai, nu? Păi și? Păi și primul ăla care a avut... Nu a zis. Ferdinand, păi Carol punem, și, pă... și Mihai. Ah. Ferdinand, Carol și Mihai, nu? Și înaintea lui Ferdinand? Primul a fost... Păi primul a fost Carol I. Carol I, Marius. Da. Pe urmă a fost Fisu. Nu era Fisu. Era neposul. Nepotul, pardon. Un ceva Ferdinand. De nepot. Așa. După Ferdinand a fost? Carol al doilea. Asta. Carolica. Pe ăsta l-ai sărit. Și Mihai. Și Mihai. După aia din nou Carol. Da. Și după aia ai sărit un Carol. Da. Primul, cel mai important. Așa că banii rămân la noi, Marius. Nu nimic, a fost cu încercarea. Nu e nimic, rămân mai mulți pentru cel de mâine. E sigur că da. Mâine începem de la 300 de euro, dar Marius, poate ne reîntâlnim și cu tine la un moment dat, că s-a mai întâmplat. Rar ce-i drept, dar s-a mai întâmplat. Dacă ne vezi la ceva manifestație, ne-am să ne saluți, te rugăm. Cu siguranță. Numai bine, Marius. Numai bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.